Sarmale, friptură, cârnați, rulade, cozonac, tort și lista mai poate continua. Excesele alimentare pot genera neplăceri digestive, cu urmări destul de serioase. Cea mai simplă cale de a evita balonările, grețurile și durerile de stomac este moderația cu care consumăm alimente care aglomerează mesele festive. Recomandarea specialistului în nutriție și dietetică pentru această perioadă a sărbătorilor este moderația, echilibrul, cumpătarea, iar deviza trebuie să fie mâncați puțin. Dintre aperitivele tradiționale, răciturile, de exemplu, sunt mai puțin periculoase. Gelatinele obținute din oase, cum ar fi aspicul, toba sau piftia, sunt produse dietetice dacă sunt gătite fără carne grasă. Porția corectă pentru sarmale este 3-4 sarmale la o porție maxim. Nu doar respectarea limitelor impuse de toleranță alimentară specifică fiecarei persoane ne poate feri de neplăceri, ci și refuzul de a combina prea multe feluri de mâncare la o masă. Un criteriu al moderației este cantitatea de legume din farfurie, care ar trebui să reprezinte cel puțin jumătate din întreaga cantitate. Este de dorit a se începe ziua cu dimineața cu un mic dejun simbolic, de exemplu iaurt, cafea care ne menajează tubul digestiv și ne pregătește pentru festin. Înainte de festin, ca să-i spun așa, recomand cu tot dragul să se consume legume proaspete, să se consume lactate degresate, multe lichide, apa, plată, ceaiul de plante, sucurile proaspete de citrice, care sunt fructele sezonului. Începeți masa cu o ciorbă, de exemplu, cu salate de crudități, care ne vor umple stomacul cu calorii puține, iar pentru produsele consistente va rămâne mult mai puțin spațiu. Cele mai serioase disfuncții gastrointestinale care pot interveni sunt indigestia, arsurile stomacale, crampele, constipația, balonările, stările de vomă. Specialiștii atenționează că astfel de derapaje alimentare cresc riscul producerii unui atac cardiac sau unei crize biliare. De aceea, cheia festinurilor în această perioadă trebuie să fie moderația, echilibrul, cumpătarea.